Rădăcinile programului de studii matematică-informatică se regăsesc în perioada de început a învățământului superior sucevean, între anii 1963 și 1974, când specializarea matematică a cunoscut un trend ascendent, ajungându-se la 707 absolvenți într-o perioadă de 10 ani. Un factor determinant al acestei evoluții a fost colectivul de cadre didactice coordonat de ilustrul academician profesor universitar dr. Constantin Corduneanu, personalitate marcantă a școlii de matematică din România, cu o largă recunoaștere internațională, fiind și profesor la Texas State University, timp de 2 decenii, se arată într-un comunicat al USV. Printr-o coincidență fericită, mai arată reprezentanții USV, în data de 22 iunie 2023, promoția 1973 a specializării matematică a Institutului de Învățământ Superior din Suceava s-a întâlnit să strige catalogul și să rememoreze amintiri din perioada studenției. După 50 de ani de la absolvire, într-un număr destul de mare, foști absolvenți și-au amintit de ani în care au studiat matematica și s-au format ca profesori ce au pregătit de generații de elevi. Admiterea la programul de licență matematică-informatică se desfășoară până pe 18 iulie, fără zilele de sâmbătă și duminică, între orele 8 și 16. Pentru calculul mediei de admitere se vor lua în considerare media obținută la bacalaureat în proporție de 60% și cea mai mare notă obținută de candidat la probele scrise ale examenului de bacalaureat în proporție de 40%.